Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat că se opune numirii în funcția de inspector a profesoarei controversate din Vrancea. De cealaltă parte, inspectoratul susține că femeia ar avea referințe bune. Singura problemă ar fi însă că în urmă cu doar câțiva ani, profesoara a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de unul dintre elevii săi, totul în timp ce era căsătorită. A fost propusă, sigur că propunerile trebuie să fie avizate de către Ministerul Educației. Am refuzat avizarea acestei propuneri. În același timp am înregistrat și o cerere de retragere a acordului pentru ocuparea funcției de inspector chiar din partea profesorului respectiv. A anunțat Ministrul Educației după ce o profesoară din Vrancea a fost propusă pentru postul de inspector. În urmă cu câțiva ani, mai exact în 2018, femeia a fost surprinsă în ipostaze intime cu unul dintre elevii săi. Imaginile au ajuns mai apoi pe rețelele de socializare și s-au viralizat rapid. Inspectoratul Școlar Județean Vrancea susține că recomandările făcute de școala în care profesoara a predat ar fi stat la baza numirii ei în funcție. Aceasta ar avea referințe foarte bune chiar de la conducerea Liceului de Artă din Focșani. Totodată, femeia este singura care a candidat pentru postul de inspector. Justificarea pe care au adus-o a fost aceea că profesorul respectiv, deși înregistrate acest incident în urmă cu 3 ani, este un profesor care, din perspectiva competenței profesionale, nu poate fi pus sub semnul întrebării. Este vorba, mi s-a spus, de un profesor care are expoziții, un pictor recunoscut, care are expoziții internaționale, premiate, deci, din perspectiva competenței, au justificat această propunere de numire.